În vremea aceea, Iisus a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristos. De atunci a început Iisus să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă în Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni, de la căpetenile preoților și de la cărturari și să fie omorât la a treia zi, să învieze. Iar Petru, luându-l pe el la o parte, a început să-l dojenească și să-i zică: Dumnezeu să-ți fie milostiv, stăpâne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Dar Iisus, întorcându-se, a zis lui Petru: Merge înapoi a mea, Satano, piatra de potignire miești, pentru că nu cugești cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și a Fiului și a Sfântului Duh. Dumnezeu și om, Mântuitor, Proroc, Arhiereu și Învățător, Prieten și a toate cunoscător, Mântuitorul Iisus Hristos le poruncește ucenicilor să păstreze taina, să păstreze cunoașterea pe care a primit-o nu de la trup, nu de la sânge, ci din cer, de la Tatăl Ceresc. Le-a poruncit să nu spună nimeni că El este Iisus și este Hristos. Dar iată, iubiți credincioși, nu doar că i-a oprit pe ucenici ca să nu vorbească către popor încă despre El, pentru că nu aveau în ei pe Duhul Sfânt, ci Domnul începe să le vorbească mai pe față, mai direct, despre ceea ce avea să se întâmple în Ierusalim. Le spune că va intra în cetatea sfântă, va fi batjocorit, va fi lovit, va fi jignit, va fi bătut, va fi judecat și condamnat de către cei care trebuiau să îl iubească, să îl primească, să îl preamărească, de mai mare poporul, de bătrânii poporului, de cărturari, de arhierei și de farisei, tocmai aceia care trebuiau să fie ucenicii lui, au ajuns dușmanii lui. Dar, iubiți credincioși, Mântuitorul le spune pe față că voi fi omorât, dar nu voi rămâne în mormânt. A treia zi voi învia spre slava mea. Fiți atenți ceea ce vă spun eu, păstrați taina fiecare în inima sa. Dar iată că Petru, cel râvnitor, iubiți credincioși, n-a știut să controleze, să stăpânească acest cuvânt poruncitor, pentru că era cuvânt la Dumnezeu și la Învățător. N-a știut să se comporte așa cum se cuvine într-un moment important, pentru că râvna, iubirea lui prea mare, l-a dus într-o extremă. De data aceasta, iubiți credincioși, care a fost spre a lui împiedicare. Într-o extremă, din iubire peste măsură, dar mai binele, binele, iubiți credincioși, iată că este o cădere, este o lepădare, este o împotrivire față de Dumnezeu cel Mare. Ia uitați-vă, frățiile voastre, la Petru, care n-a acționat așa cum trebuie. L-a luat pe Învățător deoparte din oștea lui de apostoli. L-a luat deoparte și a vorbit el cu el, între patru ochi. Hai, Învățătorule, să-ți explic eu cum stau lucrurile. Hai, Mântuitorule, să te protejez eu pe tine, făptura cea căzută și cea păcătoasă, să te apăr eu pe tine de o alegere greșită. Hai să-ți vorbesc, să te luminez, să te îndreptez, să te întăresc, pentru că tu nu știi ce faci. Ești poate afectat de strâmtorare, de oboseală și de toate celelalte și să-ți desenez eu ție ce ai de făcut.
Tu pe pământ ai scris păcatele oamenilor. Eu vreau să-ți vorbesc ție acum și să-ți lămuresc neputințele tale. Ca om, auzi tu nebunie, cădere și neputință la Petru Apostol. Îl scoate deoparte, îl retrage din comunitate și îi spune, nu cumva să te duci înainte, nu cumva să-ți faci tu ascultarea care o ai față de al tău părinte, nu cumva să te duci în Ierusalim la răstignire și la moarte, nu cumva să te lepezi de tine și de toate, ci protejează-te, cruță, păzește-te, ai grijă de tine, învățătorul. Ia uitați, iubiți credincioși, cu ce argumente vine apostolul, ucenicul și învățăcelul. Dojenindu-l pe învățătorul, ridicând poate glasul, aducând argumente, lucrând în fel și chip la inima Domnului. Cine? Omul păcătos și neputincios. Începe să-i zică, Dumnezeu să-ți fie ție milostiv stăpâne. Adică tu mă vezi pe mine ca un om Petru? Nu mă vezi ca un Dumnezeu? Tu spui că Dumnezeul cel mare să aibă grijă de mine, care sunt omul și stăpânul tău, deja tu te-ai lepădat de mărturisirea care ți-a dat-o în inimă Dumnezeu. Pentru că mai devreme ți-am spus, nu tu, Petru, ai spus că eu sunt Hristos Iisus. Nu tu, Petru, ai spus că eu sunt Fiul lui Dumnezeu în omenit. Nu trup și sânge ți-au descoperit acestea când ai spus că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ci Tatăl meu, care ți-a vorbit ție în duh și în inimă, nu în trup și în sânge. Dar acum tu vii ca un om, ca un om trupesc, ca un om pământesc, nu mai vii ca un om duhovnicesc, vii mă iei deoparte, mă dojenești, mă vezi ca pe un om, vrei să mă protejezi, dar de fapt îmi lepezi mie lucrarea cea dumnezeiască. Și iubiți credincioși, iată că Petru a început lui Dumnezeu să-i vorbească și să-i spună, fii milostiv, stăpâne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Una ca aceasta ce, Petru? Ca să-mi urmez calea, să-mi fac ascultarea, să îmi definitivez sau să-mi încununez întruparea? Pentru că de asta m-am făcut eu, Dumnezeu om, ca pe voi oamenii să vă răscumpăr prin răstignirea, prin crucea și învierea mea, ca să vă duc pe voi la înălțare, la înviere și înălțare, să vă trag pe toți în împărăția mea. De asta am venit eu pe pământ. Dar de multe ori ucenicul, iubiți credincioși, nu vede la doi pași de el. De multe ori ucenicul crede că povestea învățătorului este cuprinsă doar în timpul care l-a petrecut cu el. Ce să vadă Petru că el este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie? Ce să înțeleagă Petru că toate oștile cerești sunt creația sa? Ce să înțeleagă Petru că tot cerul și pământul este sub mâna sa? Ce să priceapă Petru despre a îngerilor cădere, despre a lui Adam lepădare, despre a universului stricare, despre intrarea păcatului, a stricăciunii, a morții în neamul omenesc? Ce să înțeleagă Petru de sfatul dumnezeiesc? Sfatul dumnezeiesc care a spus să facem om după chipul și după asemănarea noastră, dar totodată unul din treime, Îngerul cel de mare sfat și-a asumat Fiul și Cuvântul Dumnezeu să devină Fiul omului, ca pe Fiul omului să-L facă Fiul Domnului. Și-a asumat această chenoză, această deșertare, această smerire ca pe om, iubiți credincioși, să-L ridice și să-L înalte. Ce să priceapă Petru din această lucrare dumnezeiască de mii și mii de ani rânduită, iubiți credincioși? Și atunci, oare te întreb pe tine, Petru, ai văzut tu ceva despre lucrarea de 2 ani înainte a magilor care au venit către momentul nașterii? Ai priceput tu ceva, Petru, din clipa în care s-a îndrăcit Irod și a scos sabia lui cea tare să omoare pe toți pruncii, 14.000 la număr, nu cumva să scape vreunul? Ai priceput tu din acea mucenicie cumplită ceva, din toată întruparea și nașterea cea tainică a mea?
Petru, unde erai tu atunci când glas în rama se auzea plângere și trânguire mare? Unde erai, Petru? Erai la ta lucrare, erai pe mare, la pescuire, la obiceiurile tale firești și omenești, nu înțelegeai nimic din cele dumnezeiești. Și atunci te întreb, Petru, când am plecat eu cu maica mea în drumul și cu Iosif în drumul Egiptului, știai tu ceva? Atunci când, după acea plângere și jale mare, s-a dus Ioan în pustie și eu la depărtare. M-am dus către Egipt, m-am dus acolo, nu că n-aș putea să-i fi făcut praf pe oameni, pe Irod și pe toți ceilalți, ci ca să vă învăț pe voi să fugiți din fața primejdiei când e vorba să vă smeriți și să veniți în fața crucii atunci când trebuie să vă răstigniți. Dar iată că eu atunci când am trebuit să plec, am plecat, când trebuie să mă duc, m-am dus, când a trebuit să stau, am stat și acum mă îndrept către Ierusalim. Pe toate le-am făcut așa cum se cuvine. Ce intervii tu, Petru, mă iei pe mine deoparte? Ai făcut schismă în colegiul apostolic. Ai crezut tu că ești mai priceput decât toți și decât mine, învățătorul. Mi-ai dat un sfat mai mult decât aș fi putut înțelege eu, maica mea și bunul Dumnezeu. Petru, înțelegi ce lucrare drăcească ai făcut? Pentru că ai venit în taină și nu la vedere. Ai avut tu nevoie să faci un protest față de-a mea alegere. Dar eu te mustru și te mustru ca să înțelegi tu și toți ceilalți. Și te mustru cu un cuvânt greu, greu de dus. Pentru că Iisus, întorcându-se, lui Petru i-a spus: mergi înapoi a mea, Satan. Îl face pe Petru, ucenicul cel răbdător, Satan de Dumnezeu de părător. Îl face pe Petru, zis credincioși, că era piatra, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Nu tu ești piatra, ci mărturisirea ta. Dar din piatra de mărturisire te fac piatra de poticnire. Piatra de poticnire îmi ești, pentru că nu cugeți cele dumnezeiești. Nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Petru, trezește-te și luminează. Dacă eu ți-am spus ție înapoi a mea, Satan, înseamnă că este greu ceea ce ai făcut tu, este riscant ceea ce ai încercat tu să faci. A fost vorba despre o deturnare a lucrării de mântuire, o deviere a liturghiei, pentru că atunci când trebuia să fiu eu aproape de răstignire și de epicleză, de înălțare, ai vrut să intervii tu, viitorul meu cleric și apostol, ai vrut să intervii în a mea dumnezeiască lucrare. Să nu cumva să mă mai vezi pe mine ca Dumnezeu, ci ca om. M-ai văzut doar trup, nu m-ai văzut și Dumnezeu. N-ai trecut dincolo de trupul meu la persoana mea din veșnicie. Dovadă că nu știi cu cine ai stat de vorbă atâția ani. N-ai înțeles cine a făcut minunile, cine a mulțit pâinile, cine a vindecat sufletele. Petre, trezește-te și luminează-te, pentru că ești clerul meu. Ai intervenit în lucrarea de mântuire. Și atunci, biscredincioși, Mântuitorul te-a zis ucenicilor: de ce vreți și voi să faceți ce face Petre? Nu cumva v-ați cutremurat în inima voastră de ceea ce v-am spus ca să vă întăresc? Că mă duc pe drumul Ierusalimului, pe drumul Golgotei, pe drumul Calvarului, către răstignire, moarte și înviere? Și atunci le spune clar: nu există altă cale în lumea aceasta mare. Nu există în valea plângerii o altă lucrare decât asumarea crucii. Cine vrea să vină după mine, de bună voie să se lepede de sine. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa pe care i-am dat-o eu. Prin atotputernicia mea, prin pronia mea, prin cunoașterea mea, i-am dat crucea sa ca el să o ducă de bună voie și să-mi urmeze mie, nu lui, pentru că crucea lui este spre înălțare către Dumnezeu, nu este către pogorâre în propriul nostru iad și ego. De aceea, iubiți credincioși, crucea poate să ne înalțe dacă este luată cu smerire și poate să ne omoare, să ne ucidă,
dacă este luată cu mândrie și afirmare de sine. Înțelegeți chemarea Mântuitorului? Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și apuce a sa și să-mi urmeze mie. Și i-a trezit pe toți, și pe Petru, și pe Apostol, i-a luminat, i-a conștientizat. Dar punem întrebarea, iubiți credincioși. Măi, Petru, oare mă iubești tu mai mult decât toți aceștia pe mine? Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Când spui tu asta, Petru, după ce te-ai lepădat de slujire, de apostolie și de ascultare, Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Mă iubești, Petru, și ești râvnitor și vei paște și miei și oile, vei paște pe toată oaia cuvântătoare. Dar oricât de mult m-ai iubit tu pe mine, Petru, trebuie să înțelegi că există cineva în taină care are o lucrare din veșnicie cunoscută. Are o lucrare pe care nici Satana n-a putut să o suporte. Lucrarea mea de omenire, când a auzit Satana că Fiul și Cuvântul Dumnezeu se va face om și va trebui să-i se închine lui ca Dumnezeu și om, n-a suportat această veste, această înțelegere, această închinare și s-a lepădat din stat de Dumnezeu cel tare și a vrut să-și pună el scaunul mai presus decât Creatorul. Și s-a afundat în gândul său, în alegerea sa, s-a afundat în iadul său cel întunecat. Pentru că în lumea aceasta a existat o fecioară, o fecioară curată, care m-a primit în mintea ei, în inima ei, în trupul ei, în toate ei și m-a iubit cu nimeni nu m-a iubit. Este Maica mea, este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Și atunci, Petre, oare nu era mai cinstit, mai drept și mai normal și mai firesc ca nu tu să mă tragi deoparte, să mă scoți pe mine din sfatul dumnezeiesc? Oare nu era normal să vină cea din sânge cu mine ca să-mi spună să mă păzesc? Oare nu era corect și cinstit și omenesc ca mama să se ducă către fiul, ca cea care l-a purtat în pântece să-l protejeze, să-l ocrotească, cea care a avut grijă de el în continuu, să-l ia deoparte și să-i spună: fiul meu cel iubit, poate nu trebuie să mergi la răstignit, poate există o altă cale de mântuire, ar fi mii și mii de căi de mântuire, dar asta alege omul, ca să fiu răstignit și merg pe alegerea lui ca să-l mântuiesc. Și atunci, iubiți credincioși, nu cumva tu ai făcut o greșeală mai mare, Petru, pentru că indirect te-ai pus în iubire mai presus decât Maica mea, mai presus decât mine, pentru că eu din iubire m-am lăsat răstignit și bătut și lovit și urit. Eu din iubire m-am înomenit, eu din iubire pe toți v-am ales, v-am chemat ca să vă înalți la predicat, la propovăduit, la apostolat. Eu din iubire le susțin pe toate. Și cum tu te crezi mai înțelept și mai iubitor decât bunul Dumnezeu? Uite, Petre, prin alegerea ta în aparență bună, cum ai jignit în stânga și în dreapta, nevăzând ansamblul lucrurilor, nevăzând povestea cea lungă, pentru că este lungă povestea mântuirii omului și tu nu știi decât un fragment pe care tu acum îl susții cu râvnă și aparentă iubire și milă. Dar, de fapt, lucrează prin tine Satana cel întunecat și eu ți-am spus înapoi a mea, Satan, omule care te-ai lepădat. De aceea, iubiți credincioși, în spatele aparențelor de multe ori zace cel întunecat. În spatele iubirii zace și ascunde sentimente bolnave de neputință și neștiință. În spatele unor intenții bune, a unor stări de afecțiune, stă de fapt o neștiință și o necreștere duhovnicească. Uite că Petru, indirect, repetăm, a lovit în Maica Domnului. Dar suntem în postul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În fiecare liturghie, iubiți credincioși, noi actualizăm lucrarea omului, de la botez până la împărăție. Că de aceea se deschid ușile în primor, de aceea omul se întoarce cu fața către apus și se leapă de Satana, de cel întunecat, se întoarce, se unește cu Hristos, înaintează prin mirungere, vine către împărăție și de aceea omul merge pe calea botezului, adică
a morții și a învierii, a răstignirii și a înălțării, omul înaintează către iubire, către fericire, prin împărtășire. Nu există altă cale, bisericioși, și repetăm, în iubire și fericire nu poți să fii decât să fii prin împărtășire. De aceea înaintează omul prin a ta liberă voire. Dar dacă atunci când ai ajuns în momentul crucii, în ziua de vineri, în ziua răstignirii, nu-ți mai convine, ci vrei doar să stai la masă, la cina cea de taină și la înviere și tu ocolezi ziua de vineri, iată că faci ce cum Petru, care de fapt eviți răstignirea și vei primi cuvânt de la Dumnezeu care spune înapoi a mea Satan. Mare atenție, iubiți credincioși, nu cumva să vă dați voi sfătoși, nu cumva să vă aduceți argumente raționale, emoționale, cum a făcut Petru, și să evitați crucea și învierea. Pentru că dacă veți avea o relație cu Hristos doar ca om și atât, veți fi niște protestanți în sânul Ortodoxiei. Veți fi niște oameni care nu înțelegeți taina crucii, a răstignirii și a învierii. Veți veni la liturghie pentru liniștire. Și nu există o palmă și o lovire mai mare în obrazul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ca să vă lepădați de Fiul Său în fiecare liturghie. Să vă lepădați ca niște afurisiți și apostați, pe de o parte clerul și pe de altă parte poporul. Să-i spuneți Mântuitorului în fiecare liturghie, Doamne, de aici și până aici, Doamne, ascultăm Apostolul și Evanghelia, nu te mai răstigni până la epicleză, nu mai vrem epicleză, Doamne, protejează-te pe tine, pentru că ne-am liniștit auzind cuvântul Evangheliei, ne-am bucurat că ți-ai vindecat, ne-am liniștit auzind glasul și cântarea frumoasă de la strană. Nu mai vei epicleză, pentru că te răstignești degeaba, pentru că cobori din cer fără rost, pentru că noi oricum nu te vom lua pe tine în acest post. Nu ne vom părtăși cu tine în fiecare liturghie. Dacă vor fi vreo 2-3 la schimbarea la față, într-o vreo catedrală sau într-o biserică, mare minune, degeaba te-ai schimbat la față, Dumnezeule. Degeaba te urca pe munte cu Petru, cu Ioan și cu Iacob, pentru că uite și Petru vrea să zică, chiar înainte de a intra în Ierusalim, nu te du, oprește-te, blochează liturghia, liturghia universală pentru toate timpurile. Și atunci, iubiți credincioși, dacă Petru a făcut această nebunie, gândiți-vă la clerul care nu dă poporului Sfânta Împărtășanie. Gândiți-vă cum clerul intervine în această lucrare și spune, luați, mâncați, dar voi nu păpați. Luați, mâncați, dar pe Hristos voi nu-L vedeți. Luați, mâncați, veniți, apropiați-vă, dar până aici, stop! De aici e treaba noastră. Și poporul obedient, prost și necunoscător, se înclină, se smerește, stă ascultător, între ghilimele ascultător, se întoarce liniștit acasă și nu înțelege că peste el cade acest blestem înapoi a mea, Satanul și cler și popor, care vă uitați la mine cum mă cobor din cer, cum sângele meu curge și roi în fiecare liturghie, dar voi nu mă luați pe mine în viața voastră, în inima voastră și nu mă lăsați și nu vă altoiți voi ca mlădițe în vie. Nu vă altoiți ca mlădițe în vie, în a mea Euharistie, ca să curgă sângele meu și roi în fiecare mlădiță și viță. De aceea, iubiți credincioși, treziți-vă și voi și noi. Treziți-vă și luminați-vă. Pentru că aici este un cuvânt greu care s-a aruncat de Dumnezeu, nu doar pe piatra, pe inima de piatra lui Petru, ci pe inima de piatra fiecărui credincios, care înțelege el și încearcă în mod politicos să intervină în cruce, înviere și înălțare, dar de fapt este o tainică, între ghilimele, o falsă lepădare. Pentru că el este fals în inima lui și se leapădă, de fapt, pe Dumnezeu lui. Se leapădă, apostaziază, pe toate cu o bunăvoință și cu un zâmbet pe față. Pentru că pleacă liniștit acasă, crede că dacă a adus luminarea, pomernicul și darul, el a primit și harul. N-a primit harul. N-a primit binecuvântarea, n-a primit euharistia, ci osândirea.
a primit blestemul și osânda de la Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, revenim la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Revenim la Maica Domnului. Dacă o cinstim prin post, să o cinstim așa cum se cuvine. Nu doar prin apatiste și paraprise spuse cu insistență la Maica Domnului pentru interesele noastre lumești, pentru problemele noastre firești, pentru toate ale vieții noastre de zi cu zi. Nu mai folosiți pe Maica Domnului, agravnică, ajutătoare, miluitoare, binefăcătoare, sărul care sare de fiecare dată, fiind stăritoare pentru ale voastre probleme de zi cu zi. Nu! Încercați să o cinstiți, încercați să vă închinați, încercați să vă predați, pentru că ea vă acoperă cum vrea ea, cu harul și comoforul său, după voia lui Dumnezeu. Încercați să nu mai faceți din credință religie păgână, ci să faceți adevărata și dreapta credință, să venim cu inima curată la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Să o rugăm să mijlocească, să ne deslege ca un arhiereu, cu omoforul său, să ne deslege de păcate. Să venim în liturghie acoperiți de harul său. Și aici ea să mijlocească, să ajungem și noi să ne împărtășim cu Hristos Euharistic. Aceasta este adevărata lucrare. Restul este lepădare, este apostazie, este osândă și este blestem. Și te întreb de ce nu merge nimic în țara aceasta. Păi vă spun eu. Dacă în fiecare biserică, în fiecare duminică, în fiecare liturghie și sărbătoare, se pogoară Dumnezeu cu oastea lui cerească cea mare, se pogoară în casa ta, pe drumul tău, în satul tău, face Dumnezeu pasul cel mare, tu, omul păcătos, întunecat și nesimțit, nu ieși din casă, nu faci un pas, nu vii să te căiești și să te împărtășești, atunci ce este acesta decât blestem pe capul nostru a tuturor? Pentru că oricum preotul face invocarea, oricum Dumnezeu coboară pe pământ și în altare, oricum pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele său, care este luat înapoi în altar și mâncat doar de preotul lui Dumnezeu. Vedeți, frățile voastre, de unde vine căderea cea mare? Din apostazie și lepădare, din neînțelegerea dumnezeiești lucrare. De aceea, iubiți credincioși, repetăm și iarăși repetăm. Dacă vrem să o iubim, să o cistim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în acest post, să avem grijă să nu ne osândim. Pentru că ea a primit acest cuvânt prin sufletul tău, va trece sabie. Știți ce înseamnă asta? Nici nu l-a născut bine, nici nu l-a dus bine la templu să-l taie împrejur chiar dacă el nu avea nevoie pentru că nu era păcătos. Când era bucuria ei mai mare, că s-a dus cu pruncul său la Dumnezeu spre închinare, iată că a primit cuvânt de la dreptul Simeon, pruncul acesta sfânt, este din cer, este Dumnezeu pe pământ, dar prin inima ta, Fecioară, va trece sabie. O sabie care va duce multă durere. Aceasta este sabia, nu este din cer. Este crucea lui Hristos, care a trecut prin inima Maicii Domnului. Și când sabia aceasta trebuia să pătrundă în inima ei ca să se împlinească prorogia, a intervenit și vrea să se bage în lucrare Petru. Petru Apostolul. De aceea fiecare dintre noi suntem un Petru care intervenim în lucrarea lui Dumnezeu cea mare. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea puterea de înțelegere. O rugăm pe Maica Domnului să ne acopere cu rugăciunile sale și de puternice în fața Fiului Său. Și îl rugăm pe Sfântul Apostol Petru, el care a trecut prin atâtea frământări interioare, să ne dezțelenească inima noastră de împietrire, de neștiință, de neputință, de frică și de toate celelalte, să ne aruncăm cu toții în protecția, bunăvoirea, iubirea și acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Amin.